În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați creștini, am auzit cu toții astăzi în Apostolul care s-a citit, cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Iată că astăzi avem sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci și în cuvântul meu aș dori să spun mai întâi câteva cuvinte din punct de vedere istoric în legătură cu această sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci. Acest praznic a fost rânduit de biserică în amintirea a două evenimente istorice, unul petrecut în secolul al IV-lea și unul în secolul al VII-lea. În secolul al IV-lea, împărăteasa Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, a plecat la Ierusalim în jurul anului 326 pentru a găsi crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Știm că înainte de această plecare, în anul 312, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, în ajunul unei bătălii importante, i s-a arătat pe cer semnul Sfintei Cruci. Iar seara l-a visat după aceea pe Domnul nostru Iisus Hristos, care i-a spus să pună semnul crucii pe steagurile soldaților. Sfântul Constantin cel Mare, care atunci era păgân, a făcut acest lucru. A câștigat bătălia cu rivalul său Maxențiu, deși Constantin cel Mare avea oaste mai mică, mai slab pregătită, dar cu ajutorul Dumnezeu a câștigat această luptă și un an mai târziu, în 313, a dat edictul acela de la Milan, în care creștinismul nu a mai fost persecutat. Și iată, mai târziu, deci în anul 326, după ce ajunge Constantin cel Mare, împăratul Imperiului Roman, mama sa, Elena, pleacă prin urmare la Ierusalim pentru a găsi crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Pe baza mai multor relatări ale istorici, știm că împărăteasa Elena a ajuns la locul unde a fost îngropată crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, bazându-se și pe mărturiile unui evreu care avea un scris moștenit de la strămoșii lui și pe acel loc se construise între timp un templu păgân, era și o statuie a zeiței Afrodita și din ordinul împăratului și a împărătesei a fost dărâmat acest templu și s-au găsit aceste cruci, cele trei cruci, crucea Mântuitorului și crucea celor doi tâlhari. Și s-a găsit inclusiv acea tăbliță despre care ați auzit în Sfânta Evanghelie de astăzi, că era scris pe o tăbliță, Iisus Hristos, regele Nazarinan, regele creștinilor și regele ideilor. Și era scrisă această tăbliță în grecește, în aramaică și în latină. Tocmai cum spune Sfintele Evanghelie, sunt și relatările istorice că împărăteasa Elena a găsit această tăbliță, dar nu știa care din cele trei cruci este crucea Mântuitorului și o femeie foarte bolnavă, aflată pe patul de moarte, a fost atinsă de aceste trei cruci și când a fost atinsă de crucea Mântuitorului s-a vindecat de boala care o avea. Și și-au dat seama că aceasta este crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Iată puterea vindecătoare a crucii, a Sfintei Cruci. În anul 335 s-a construit o biserică cu hramul Învierii pe locul acesta unde a fost găsită crucea Mântuitorului. S-a sfințit pe 13 septembrie, iar pe 14 septembrie, iată că este în legătură cu sărbătoarea de astăzi, Sfântul Patriarh Macarie al Ierusalimului a ridicat
Sfânta Cruce pe care fusese răstignit Mântuitorul în fața mulțimii de credincioși și credincioșii au spus: Doamne, miliește! Doamne, o protește! Doamne, apără! Iată, ridicarea Sfintei Cruci, înălțarea Sfintei Cruci, cum se numește sărbătoarea de astăzi. Și vă spuneam că, din punct de vedere istoric, sărbătoarea de astăzi este legată și de un alt moment, din secolul al VII-lea, când Sfântul Patriarh Zaharia al Ierusalimului repetă din nou gestul pe care îl făcuse în secolul IV Sfântul Patriarh Macariu și ridică din nou Sfânta Cruce în fața mulțimii credincioșilor, drept mulțumire pentru faptul că fusese adusă din nou la Ierusalim Sfânta Cruce, fusese furată de perși în anul 614. Și la 629, Patriarhul Zaharia din nou înalță Sfânta Cruce în fața mulțimii credincioșilor. Iată, deci, înălțarea Sfintei Cruci din nou. În ziua de astăzi, din câte știm, cea mai mare bucată din lemnul Sfintei Cruci se află la Mănăstirea Xiropotamu, în Sfântul Munte Athos. Se vede și semnul cuiului, care a fost bătut în trupul Mântuitorului. Și acum aș dori să fac câteva referiri la sensul duhovnicesc, spiritual, al Sfintei Cruci. Fiindcă, vedeți, se vorbește de înălțarea Sfintei Cruci. Un sens, desigur, spiritual, duhovnicesc, este și acesta că prin puterea Sfintei Cruci, adică prin puterea jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, reușim să doborâm omul cel vechi, cerând în permanență ajutorul lui Dumnezeu, că altfel, după puterile noastre, nu o să reușim niciodată să omorâm omul cel vechi. Unii teologi spun că crucea este un simbol, un arhetip al omorârii egoismului, al omorârii sinelui nostru. Se bazează și pe cuvântul acesta care zice Sfântul Apostol Pavel: m-am răstignit împreună cu Hristos. Și în zilele noastre se aplică foarte bine acest cuvânt, fiindcă avem de luptat cu multe ispite, cu multe comodități, cu multe forme ale egoismului și ale mândriei noastre. Și dacă vrem să fim împreună cu Hristos, trebuie să spunem și noi, ca Sfântul Pavel: m-am răstignit împreună cu Hristos. Sau sunt împreună lucrător cu Dumnezeu, ca să scap de patimile, de gândurile spurcate, de mândria, de slava deșartă, de invidie, de toate cele care alcătuiesc omul cel vechi. Frați creștini, în Vechiul Testament există un moment care este o prefigurare a acestui înțeles spiritual al Sfintei Cruci, și anume în Cartea Ieșirea, când Moise, se spune că ridica mâinile, atunci izraeliții reușeau să-i înfrângă pe dușmanilor, pe amaliciți. Ridica mâinile și atunci binecuvântarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu era cu izraeliți și ei reușeau să biruiască. Când lăsa mâinile jos, biruiau amaleciții. Interesant, frați creștini, acest episod din perspectiva noastră creștină, fiindcă, într-adevăr, la fel se întâmplă și în viața noastră duhovnicească. De câte ori cerem cu insistență ajutorului Dumnezeu, cum făcea Moise, că ridica mâinile, cerem ajutorul lui Hristos cel răstignit, că spune Sfântul Pavel: noi vorbim, noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit. Prin puterea acestei jertfe primim și noi putere ca să ne schimbăm viața. Altfel, așa, o morală autonomă, că eu știu sigur că o să mă schimb, eu singur mă schimb și așa mai departe, este o amăgire. Omul nu se poate schimba singur în profunzime. Se schimbă doar în aparențe, dar Dumnezeu nu are nevoie de aparențe. În primul rând, noi avem nevoie
de o inimă curată ca să putem simți lucrarea lui Dumnezeu. Ori această inimă curată, iubiți credincioși, nu se poate dobândi decât printr-o împreună lucrare cu Dumnezeu. Și aș mai vrea să fac referire la un alt moment, acum, al apariției Sfintei Cruci pe cer, și anume tot în secolul al IV-lea, în anul 350, există mărturii istorice că din nou s-a arătat în Ierusalim pe cer o cruce luminoasă. Și este o sărbătoare în ziua de 7 mai în calendarul nostru, în legătură cu această apariție a Sfintei Cruci. Și de aceea, unii teologi interpretează cuvântul scripturistic din Sfântul Evanghelist Matei de la capitolul 24, când se spune: atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Și spun teologii că acest semn al Fiului Omului, bazându-se și pe aceste două mărturii istorice, este semnul Sfintei Cruci, care se va arăta la sfârșitul istoriei, se va arăta din nou pe cer. Desigur, despre Sfânta Cruce se poate vorbi foarte mult, frați creștini, se poate vorbi o zi întreagă. Eu vreau doar să punctez câteva lucruri și aș mai face referiri la semnul acesta al Sfintei Cruci pe care îl facem cu toții, zi de zi. Să știți că este un semn foarte vechi. La început creștinii făceau semnul Sfintei Cruci doar la nivelul frunții. Și interesant, vedeți că și în ziua de astăzi noi miruim la nivelul frunții și în amintirea acestui mod de a se închina al creștinilor, până prin secolul 8 cel puțin, că în secolul 8 Sfântul Ioan Damaschin spune că în continuare creștinii când făceau semnul Sfintei Cruci făceau la nivelul frunții. Și în Apocalipsă se spune că la sfârșit oamenii lui Dumnezeu vor fi însemnați pe frunte, desigur, este o referire tot la semnul acesta al Sfintei Cruci. Și revenind acum, aș dori să vă citesc două fragmente de la doi părinți, Sfinți Părinți, referitor la vechimea semnului Sfintei Cruci. Mai întâi am să vă citesc din Tertulian, deci secolele 2-3, ca să vedeți cât de vechi este însemnarea acesta cu semnul Sfintei Cruci. Ce spune Tertulian? În toate călătoriile și acțiunile noastre, în toate ieșirile și intrările noastre, atunci când ne scoatem încălțările, când ne îmbăiem, când stăm la masă, când ne aprindem lumânările, când ne întindem, când ne așezăm, indiferent de ceea ce facem, ne însemnăm frunțile cu semnul crucii. Iată, în secolul 2-3, Tertulian vorbea despre însemnarea aceasta cu semnul Sfintei Cruci ca ceva foarte obișnuit, ca ceva moștenit. Puțin mai târziu, în secolul al IV-lea, Sfântul Chiril al Ierusalimului vorbește din nou despre practica aceasta cu însemnarea Sfintei Cruci. De să nu ne rușinăm să mărturisim pe cel răstignit, pecetuiește-ți cu încredere fruntea cu semnul crucii și fă cruce în tot ce faci. Și când mănânci pâine, și când bei din pahar, când pleci de acasă și când vii, înainte de a te culca, în timpul somnului și când te trezești, când călătorești și când te odihnești, mare talisman este crucea, este dar pentru cei săraci și lipsită de osteneală pentru cei bolnavi, pentru că harul este de la Dumnezeu. Crucea este semn pentru cei credincioși și teamă pentru dragi. Iisus a biruit pe dragi prin cruce și i-a dat cu hotărâre pe față. Când dragii văd crucea, își aduc aminte de cel răstignit. Se tem de cel care a zdrobit capetele balaurului. Nu disprețui peceta pentru că ți-a fost dată în dar. Într-adevăr, frați creștini, demonii se tem de cruce. Eu am văzut la un moment dat o femeie îndrăcită, cum mi-a arătat cineva o cruce micuță, nu putea nici să se uite la ea, se ascundea sub masă. Atât de mare, frați creștini, este puterea crucii din momentul în care a devenit altar al jertfei Domnului nostru Iisus Hristos.
Aș dori în continuare să fac niște scurte referiri la doi mărturisitori, doi foarte mari mărturisitori români din secolul 20. Primul este părintele Mihai Lungeanu, de aici din Iași, care a murit acum câțiva ani, un uriaș al trăirii în Duhul Sfânt, întru Hristos. Și știți că un om care înaintează în viața duhovnicească, inima lui devine sensibilă, transparentă la energiile necreate care izvoresc din ființa lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu în lume, și simt acești oameni cu totul altfel tot ceea ce se întâmplă în biserică, toate gesturile care le facem în biserică, rugăciunile care le facem în biserică. Și de exemplu, la un moment dat, Părintele Mihai Lungeanu spune că atunci când preotul la Sfânta Liturghie binecuvintează, a zis când ce în pace tuturor, de exemplu, și spune că atunci din mâna preotului iese o flacără, o lumină care se răspândește în toată biserica. Să știți că Părintele nu vorbea metaforic, vorbea din propria lui experiență. De asemenea, spune Părintele Lungean, atunci când binecuvintează un preot pe cineva, este mult mai intensă prezența lui Hristos, spune el. Sau spune de asemenea, când faci semnul Sfintei Cruci, te arde în inimă. Spune că de câte ori făcea semnul Sfintei Cruci, Părintele Lungean simțea un foc în inimă. Iată unde ar trebui să ajungem. Noi facem, desigur, semnul Sfintei Cruci, dar mai avem mult până să simțim lucrarea dumnezeiască, să simțim cu adevărat lucrarea dumnezeiască care însoțește semnul Sfintei Cruci. Și în încheiere aș dori să fac câteva referiri la un alt mărturisitor, un alt uriaș al trăirii în Hristos, Părintele Sofia Amboghiu, care a fost ales la Mănăstirea Antim din București. Chiar astăzi se împlinesc 16 ani de când Sfinția sa a trecut la Domnul. A murit chiar în timpul Sfintei Liturghii, chiar de sărbătoarea aceasta a înălțării Sfintei Cruci. Și spunea Părintele Sofian despre Sfânta Cruce. Spunea că crucea s-a sfințit pentru totdeauna prin sângele nevinovat care a curs pe ea, prin sângele nevinovat al lui Hristos. Timp de 3 ore cât a curs sângele lui Hristos pe această cruce, de atunci ea s-a sfințit. S-a încărcat de putere, spune Părintele Sofian. Și de asemenea, spune Părintele, o cruce are un braț lung care reprezintă drumul nostru în această viață. Spune, crucea mare și un braț scurt care reprezintă degetul lui Dumnezeu, care intervine câteodată în viața noastră, poate nu așa cum am vrea noi. Și ne strică planurile noastre, noi tot ne facem planuri, dar nu prea e bine să ne facem planuri. E bine să ne propunem să fim într-o legătură vie cu Dumnezeu. Și după aia mai vedem noi ce se întâmplă. Și degetul lui Dumnezeu câteodată ne strică planurile noastre, spune Părintele Sofian. Și așa se formează o cruce a suferințelor noastre. Ajungem în situații neplăcute. Boli, necazuri, ne jignesc anumiți oameni. Tot felul de necazuri. Și spune Părintele, nu trebuie să ne speriem de necazuri, ci în continuare trebuie să avem o împreună lucrare cu Dumnezeu, fiindcă aceste necazuri sunt pentru curățirea noastră. Și face Părintele Sofian o comparație, spune, Mântuitorul a fost răstignit, cei doi tâlhari, unul de-a dreapta, unul de-a stânga, tâlharul nepocăit, care s-a răzbătit pe cruce, spune că îi reprezintă pe oamenii care se răzbătesc atunci când dau de necazuri, de cruce. Dar Mântuitorul ne spune, cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine.
Deci trebuie să ne luăm crucea cu rugăciune, cu smerenie, iată un alt sens spiritual al crucii, a ne duce suferințele, cu credință, cu încredere în Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, să știți că Părintele Sofia chiar a împlinit cu adevărat acest cuvânt, povestește în închisoare cât de mult îl batjocoreau. Știți, a făcut închisoare în timpul comunismului și spune atâta ură era acolo că nici nu poate fi descrisă în cuvinte, mai ales împotriva creștinilor și mai ales împotriva preoților. Și spune Părintele Sofian că el tot timpul și-a asumat această cruce. Zicea, pentru păcatele mele mi se întâmplă acest lucru. În primul rând, pentru păcatele mele. Și atunci spune Părintele că simțea așa o bucurie în suflet de parcă zburai, venea să cânte, să joace. Deși era bătut, era batjocorit în continuare, dar a avut puterea aceasta duhovnicească să spună că pentru păcatele mele mi se întâmplă ceea ce se întâmplă. Iată, frați creștini, și noi când dăm de necazuri, ne jignește cineva, boli și așa mai departe, să nu uităm să spunem, pentru păcatele mele mi se întâmplă. Și să avem încredere că ne va ajuta Dumnezeu. Și în încheiere aș spune un citat de la Sfântul Ioan Damaschin. Zice Sfântul Ioan Damaschin, prin cruce au fost îndreptate toate. Adică prin jertfa de pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos a izvorât harul acesta care ne ajută pe noi să îndreptăm toate în viața noastră. Frați creștini, să ne dea Dumnezeu putere să urmăm pildele acestor sfinți mărturisitori, să ne ducem crucea cu încredere în Dumnezeu. Dumnezeu slavă totdeauna, acum și curia și în vecii vecilor. Amin.